Slujiți-L pe Domnul cu veselie, veniți în fața Lui cu cântece de bucurie. Domnului toți locuitorii pământului, binecuvântați numele Lui. Și al Fiului și al Sfântului.
Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Preasfințite Episcop Emerit Petru Gherghel, Cucernice Părinte Vicar General Egidiu Condac, Cucernice Părinte Paruf și Decan Paul Budău, dragi confrați într-o preoție, dragi credincioși prezenți în catedrală și afară în curtea catedralei, precum și toți cei uniți cu noi în rugăciune, prin intermediul televiziunii, radioului și internetului. Bun venit la sărbătoare! Este 6 august. Împreună cu frații noștri orientali, celebrăm astăzi marea sărbătoare a schimbării la față a Domnului nostru Iisus Hristos. În cadrul acestei sfinte liturghii, vreau ca uniți în rugăciune să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru un an de la consacrarea mea episcopală, pentru toate harurile revărsate asupra diecezei noastre romano-catolice de Iași, iar la sfârșit va fi prezentată noua asociație Presa Bună, care are ca scop coordonarea, gestionarea cât mai bună și dezvoltarea mijloacelor de comunicare ale Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Fiind înființată recent, la 15 iulie, această asociație Presa Bună dorește să ducă mai departe eforturile făcute în dieceza noastră de Iași de-a lungul anilor de înaintașii noștri pentru răspândirea veștii cele bune prin toate mijloacele de comunicare audio-video. Totodată va fi binecuvântată și se va deschide oficial și librăria cu același nume, cu deschiderea în Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 26, Palatul Iosif Camili. Mai multe detalii veți afla la final, înainte de binecuvântare, din partea părintelui Adrian Blăjuță, care este director al oficiului mass media al Episcopiei noastre catolice de Iași. Ne dispunem acum sufletește pentru a participa cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea Sfintelor Taine, recunoscându-ne cu umilință păcatele și cerându-i iertare lui Dumnezeu. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
Dumnezeu. Slăvita schimbare la față a Fiului Tău unul născut, ai întărit misterele credinței cu mărturia legii și a profeților și ai prevestit în chip minunat desăvârșirea tainei înfierii noastre. Dăruiește-ne nouă slujitorilor Tăi harul ca ascultând glasul Fiului Tău prea iubit, să ne învrednicim a deveni împreună moștenitori cu El. El care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Daniel. Eu, Daniel, am privit până când au fost stabilite niște tronuri și un bătrân s-a așezat. Hainele lui erau ca zăpada și părul capului său ca lâna curată. Tronul lui era flăcări de foc
și roțile lui foc arzător. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii îi slujeau și zeci de mii de zeci de mii stăteau înaintea lui. S-a așezat la judecată și cărțile au fost deschise. Priveam în timpul viziunilor mele de noapte și iată cineva ca un fiu al omului venea pe norii cerului. S-a apropiat de bătrân și a fost adus înaintea lui. Lui i s-au dat stăpânirea, gloria și domnia și toate popoarele, neamurile și limbile îl slujesc. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, ce nu va trece, și domnia lui nu va fi distrusă. Cuvântul Domnului. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Petru. Prea iubiților, noi nu v-am făcut cunoscută puterea Domnului nostru Iisus Hristos și venirea Lui pe baza unor basme bine ticluite, ci pentru că am fost martori oculari ai măreției Lui. El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și mărire, atunci când din partea gloriei mărețe a venit acest cuvânt: acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea.
noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu el pe muntele cel sfânt, și avem și mai sigur cuvântul profetic, la care faceți bine că luați aminte, ca la o candelă ce strălucește în loc întunecos, până când se va lumina de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Cuvântul Domnului. Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus i-a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, i-a dus deoparte pe un munte înalt și i s-a schimbat înfățișarea înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele lui au devenit albe ca lumina. Și iată că le-au apărut Moise și Ilie, care vorbeau cu Iisus. Petru, luând cuvântul, i-a spus lui Iisus: Doamne, e bine că suntem aici. Dacă vrei, voi face aici trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când mai vorbea încă, iată că i-a învăluit un nor luminos și iată că un glas din nor spunea: Acesta este Fiul meu cel iubit, în care este mulțumirea mea, ascultați de El. Auzind discipolii, au căzut cu fața la pământ și s-au înspăimântat foarte mult. Dar venind Iisus și atingându-i, le-a zis: Ridicați-vă și nu vă temeți. Ridicându-și ochii, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când coborau de pe munte, Iisus le-a poruncit: Să nu spuneți nimănui ceea ce ați văzut, până când Fiul omului nu va fi înviat din morți. Cuvântul Domnului. Excelențele voastre, dragi confrați preoți, stimate autorități, iubiți credincioși, cred că pentru fiecare dintre noi astăzi un ochi râde, iar celălalt plânge. Plânge cu siguranță văzând acea tragică schimbare la față
a locuitorilor capitalei Libanului, Beirut. Și în același timp, celălalt ochi râde pentru această sărbătoare solemnă a schimbării la față a Domnului. Încercăm să închidem ochiul care plânge, care este trist, deși suntem conștienți, iată că odată în plus se dovedește faptul că o conștiință coruptă, mai devreme sau mai târziu, seamănă moartea. Și deschidem bine ochiul care râde, ochiul vesel, gândindu-ne la cuvântul pe care l-a rostit Petru în Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o. Doamne, e bine că suntem aici. Cred că tuturora ne-a fost dat ca atunci când am trăit momente în care am simțit o mulțumire sufletească deosebită, am îndrăznit să folosim aceste cuvinte, această expresie, pentru a ne exterioriza bucuria interioară. Astfel încât e bine că suntem aici, cred că poate să rostească acum fiecare dintre noi, cei prezenți în catedrală. Și cum să nu fie bine că suntem aici în seara aceasta, în sărbătoarea schimbării la fața Domnului, când ne-am adunat pentru a celebra Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Cum să nu fie bine că suntem aici când am ales să fim prezenți la mulțumirea pe care Preasfințitul Iosif o aduce lui Dumnezeu pentru acest prim aniversar al hirotonirii sale într-un episcop și totodată împlinirea unui an de când păstorește dieceza de Iași. Așadar, da, e bine că suntem aici astăzi, așa cum este bine de fiecare dată când ne îndreptăm pașii către Lăcașul Sfânt pentru a-L contempla cu ochii credinței pe Hristos, pentru că El ni se dezvăluie în splendoarea dumnezeirii sale, în jertfa Sfintei Liturghii, în taina sfântă a altarului, în Sfânta Împărtășanie, în care, așa cum credem și mărturisim cu tărie, El este prezent cu trupul, sufletul și dumnezeirea sa. Privind astfel lucrurile, ori de câte ori participăm trup și suflet la Sfânta Liturghie, practic noi retrăim experiența pe care au făcut-o cei trei martori aleși de Iisus să participe la schimbarea sa la față. Evident, nu contemplăm dumnezeirea sa strălucitoare cu ochi fizici, așa cum au avut fericirea de a o face Petru, Iacob și Ioan, dar cu ochii spirituali, cu privirea lăuntrică a unei inimi curate, capabile să-L vadă pe Dumnezeu, pentru că de aceasta însuși Mântuitorul ne-a asigurat într-una din fericirile sale: fericiți cei curați cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Această viziune pe care avem posibilitatea de a o contempla la fiecare sfântă liturghie ne întărește pe drumul vieții noastre atunci când, terminată sfânta liturghie, ne întoarcem la viața obișnuită, coborând de pe taborul contemplației divine la concretul vieții cotidiene. Și aici știm foarte bine, de cele mai multe ori ne așteaptă suferințe, încercări, greutăți, peste care nu putem să trecem dacă nu avem în suflet amintirea celor contemplate la Sfânta Liturghie. Acesta a fost și motivul pentru care Iisus i-a făcut părtași pe cei trei apostoli de acea priveliște minunată a dumnezeirii sale luminoase, să-i întărească pentru momentele grele ce vor urma prin acest Paște anticipat al transfigurării sale. Pe de altă parte, prezența celor două figuri veterotestamentare, Moise și Ilie,
discutând familiar cu Iisus, are în cadrul acestui tablou măreț al schimbării la față o însemnătate deosebită. Ea vine să confirme împlinirea legii și a profeților în persoana învățătorului. Apostolii se aflau deja în cel de-al doilea an de ucenicie. Această experiență de pe muntele Tabor oferea mărturiei pe care o dăduse cu puțin timp în urmă Petru la Cezarea lui Filip, garanția autenticității. Știm că acolo, la Cezarea, manifestând oarecum o curiozitate aparentă, Iisus îi întrebase pe învățăceii săi ce părere are lumea despre Fiul omului. După ce a ascultat răspunsurile date de aceștia, i-a întrebat și care este părerea lor. Iar Petru, în numele tuturor, a răspuns: Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Acum, pe Tabor, în viziunea care i-a înspăimântat de-a dreptul pe cei trei, au avut ocazia să se convingă și să înlăture definitiv orice dubiu care s-ar fi putut strecura în sufletul lor. Învățătorul pe care îl urmau este într-adevăr Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu. Iar mărturia prezenței celor doi, Moise și Ilie, este întărită și de vocea pe care au auzit-o: Acesta este Fiul meu cel iubit, în care este mulțumirea mea. Ascultați de El. Așadar, contemplare, convingere și ascultare. Acestea sunt cele trei acțiuni pe care le sugerează această sărbătoare pentru viața noastră creștină. Contemplând cu ochii credinței dumnezeirea lui Iisus, care ni se vădește la Sfânta Liturghie, primim convingerea că El este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Și astfel ne dispunem să-L ascultăm, împlinindu-I cuvântul. Într-un fel, aceasta este și menirea unui episcop, ales și pus în fruntea unei părți din poporul lui Dumnezeu. El veghează ca păstoriților să nu le lipsească cele necesare pentru a-L întâlni pe Hristos, pentru a-L recunoaște și mărturisi ca Mântuitor și pentru a asculta de El, împlinindu-I cuvântul, urmându-I învățăturile. De aceea astăzi, împreună, amintindu-ne de ziua în care dieceza noastră a primit un nou păstor în persoana preasfințitului Iosif, îi mulțumim Domnului că ne face părtași la darurile sale și ne exprimăm bucuria împrumutând cuvintele lui Petru: Doamne, e bine că suntem aici, e bine că am ajuns aici, e bine că am ajuns până aici, e bine că ne-ai adus aici, pentru că Tu mereu ne călăuzești cu bunătate și Te îngrijești ca un tată bun să nu ducem lipsă de cele necesare. A trecut un an, doar un an, sau deja un an, depinde cum privim. În schimb, a fost un an cu totul aparte, cu bucurii, dar și cu tristeți, cu proiecte, dar și cu neîmpliniri, sau mai bine zis, amânări. Toate acestea, desigur, cauzate de pandemia care, preasfințite, v-a constrâns să reconsiderați agenda pastorală și să căutați noi căi și mijloace pentru a vă cunoaște și păstori turma încredințată. Cu siguranță că în planul lui Dumnezeu, ziua de 6 august 2019 avea să fie Taborul Excelenței voastre, momentul de referință pentru întreaga slujire episcopală, momentul în care să fiți întărit în convingerea că El, Solus Dominus, vă cheamă să-L urmați.
indiferent de cât de grea va fi crucea slujirii episcopale. Pentru că, pentru oricine, nu există alt mod mai bun de a răspunde chemării Domnului decât luându-și crucea și purtând-o pe urmele sale. E bine că suntem aici. Totuși, vine momentul când va trebui să coborâm muntele și să reluăm viața și crucea de fiecare zi. Încrezători în harul lui Dumnezeu și încurajați de exemplul celor care ne-au precedat, pășim hotărât pe urmele lui Iisus, convinși că urmându-L în pătimire, în suferință, vom fi învredniciți de a-L urma și în slava cerească. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos! Să ne mărturisim acum credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, un botez, spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, să îndreptăm rugăciunile noastre către Dumnezeu Tatăl, care a voit să ne-L dăruiască pe Iisus Hristos, Fiul Său, pentru mântuirea noastră. Să spunem, Părinte Sfânt, ascultă-ne! Doamne Iisuse Hristoase, păstorul sufletelor noastre, întărește-L pe Sfântul nostru Părinte, Papa Francisc, pentru a putea conduce poporul încredințat pe calea Evangheliei Tale. Să ne rugăm! Părinte Sfânt, ascultă-ne! Te rugăm să-L însoțești cu harurile Tale pe episcopul nostru Iosif, care astăzi îți mulțumește împreună cu noi la împlinirea unui an de slujire episcopală. Să ne rugăm! Părinte Sfânt, ascultă-ne! Fii alături de episcopul nostru emerit Petru și de toți preoții diecezei noastre. Ajută-i să vestească prin cuvinte și fapte Evanghelia Ta și să-ți pregătească un popor sfânt. Să ne rugăm! Părinte Sfânt, ascultă-ne! Prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, ocrotește biserica Ta de orice rău,
și fă-o să stăruie în adevărul credinței, să ne rugăm. Părinte Sfânt, ascultă-ne! Însoțește-i pe toți lucrătorii mass media din dieceza de Iași și din lumea întreagă, pentru ca ei să răspândească întotdeauna cunoașterea adevărului și a binelui, pentru a favoriza stima, iubirea și ajutorul reciproc, să ne rugăm. Părinte Sfânt, ascultă-ne! Ajută-i pe episcopi, urmașii apostolilor, să fie printre oameni martori și vestitori ai cuvântului Tău și să fie ascultați de toți cu inimă deschisă, să ne rugăm. Părinte Sfânt, ascultă-ne! Dăruiește răsplată veșnică episcopilor care au plecat din lumea aceasta, să ne rugăm. Părinte Sfânt, ascultă-ne! Doamne Iisuse Hristoase, mare preot al credinței noastre, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, a Sfântului Iosif și a Fericitului Anton Durcovici, Tu ne ajuți să împlinim poruncile Tale. Te rugăm fii alături de noi toți, pentru ca ascultarea supușilor și grija păstorilor să fie darul și lucrarea Ta. Tu, care viețuiești și domnești în toți vecii vecilor.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, să sfințești aceste daruri prin glorioasa schimbare la fața Fiului Tău unul născut, iar pe noi să ne cureți de prihana păcatului cu strălucirea măririi sale, prin Hristos Domnul nostru. Să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Căci El și-a arătat strălucirea pe muntele sfânt, în fața martorilor aleși de mai înainte, în ziua în care trupul său, asemănător cu al nostru, a fost înveșmântat într-o lumină strălucitoare. Astfel a pregătit inimile ucenicilor săi pentru a suporta scandalul crucii și a făcut să se întrevadă în trupul său lumina de care va străluci biserica, trupul său mistic. De aceea, cu îngerii din ceruri, te preamărim și noi aici pe pământ, cântându-ți fără încetare imnul de laudă.
Cu adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Așadar, moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii noștri și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii, și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim, prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Conștienți și mândri de demnitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu, demnitate pe care am primit-o la botez, să ne unim acum glasurile, să le înălțăm spre ceruri, spunând împreună rugăciunea copiilor lui Dumnezeu.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și acum, printr-o înclinare a capului celui din dreapta și din stânga noastră, să ne dăruim pacea. Agnus Dei, iată mielul lui Dumnezeu, care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu
nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Hrana cerească pe care am primit-o să ne transforme, Doamne, în chipul aceluia, a cărui slavă ai voit să ne-o dezvălui în glorioasa lui schimbare la față. El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Rugăm pe Preasfințitul Petru, episcopul emerit de Iași, să ne spună câteva cuvinte. Preasfinția voastră, Părinte Episcop Iosif, stimați oaspeți, domnule ministru Alexe, domnule primar, stimată delegație, Sfințiile voastre, părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi și biscădincioși din catedrală, dragi credincioși, uniți cu noi de peste tot. Am auzit așa de frumos lecturile sfinte și predica Părintelui Decan. Ce bine ne este nou aici. Explicându-ne pentru ce. Eu aș vrea totuși să aduc un cuvânt care să ne mângâie într-un chip deosebit în aceste zile. Cu toții știm că apostolii se îndreptau împreună cu Iisus spre Ierusalim, un moment extrem de dificil. Iisus știa totul că va fi bine. Apostolii aveau nevoie de o încurajare, aveau nevoie de o forță ca să poată merge mai departe printre greutățile și suferințele pe care Iisus le-a anunțat până la învierea sa. Și atât gestul lui Iisus. Ea îi urcă pe munte, se schimbă la față, îi întărește, coboară și merge mai departe, până pe calvar și apoi până la înviere. Aveau nevoie apostolii. Trebuie să știm că acest adevăr nu s-a terminat. El rămâne. Adevărurile pe care Hristos și Dumnezeu le realizează rămân. Faptele rămân. Și sunt pentru noi astăzi un motiv de mângâiere. Preasfințite, mă bucur să fiu iarăși aici la această celebrare după cea de anul trecut, un moment solemn și plin de bucurie, cu atâția la un loc. Și mă bucur să fiu și astăzi aici, ca să pot să spun un cuvânt de bucurie, de prețuire, de încurajare. Să vă spun că Iisus e aici astăzi, aici. Și să vă spun că chiar dacă avem greutăți, cum știu că pe umerii Sfinției tale au venit și sunt probleme multe și noi, El nu rămâne departe, e aici. Și ne spune acest lucru ori de câte ori ne întâlnim aici, lângă altar, dar astăzi într-un chip deosebit. Și sigur că cuvântul lui Iisus este mângâietor pentru noi. Și promisiunile Lui nu rămân fără împlinire. El ne poartă prin greutăți, chiar și prin moarte, până la înviere. De aceea e bine să știm că sărbătoarea de astăzi are un rol cu totul aparte, de a ne încuraja pe toți, pe toți din întreaga lume, pe toți din România, pe toți de aici, din dioceza noastră, de a ne încuraja, de a nu ne pierde nădejdea, urmându-L pe El, ajungem cu siguranță la biruință.
la înviere. Și atunci, sigur că ceea ce am spus astăzi și a spus Părintele Răcan, și bine este să fim cu toții aici, este un mare lucru, un mare adevăr, căci Dumnezeu ne stă alături. Ne încurajează, ne luminează, ne dă speranță și în El trebuie să ne punem toată nădejdea noastră. Să spunem și noi cu Petru și spun și eu astăzi aici ce bine ne este nouă când suntem cu Dumnezeu și când El este în mijlocul nostru și ne asigură că vom învinge. Așadar, mă bucur, preasfințite Părinte Iosif, Părinte Episcop Iosif, că pot să spun astăzi un cuvânt de curaj pentru toți, dar mai ales pentru preasfinția voastră în munca pe care o admir de zi cu zi în mijlocul poporului nostru, de încurajare, de creștere în credință și speranță. Și mă bucur să fiu aici cu toți părinții noștri din Iași, dar să știți că au fost și sunt mereu toți uniți aici cu preasfinția voastră și vă susțin în rugăciune. Și o facem și noi astăzi aici, împreună cu stimatele autorități, cu domnul ministru Alex, domnul primar, Edeca, cu însoțitorii dumnealor, spunându-vă preasfințite, cu toții, într-o mulți ani, binecuvântați cu prezența lui Iisus, care îmbucură inima celui care se încrede în El. Ad multos, felicescue, anos și curaj! Să spună câteva cuvinte. Mulțumesc. Preasfințiile voastre, Preasfinția voastră, Părinte Episcop Iosif, Episcopul diocezei de Iași, Preasfinția voastră, Părinte Petru Gherghel, Episcop Emerit al diocezei de Iași, Sfințiile voastre, stimați credincioși, domnule ministru, stimați oaspeți, trăim vremuri grele. Dar nădăjduiesc că de la această tribună voi reuși să mă apropii și eu într-un chip tainic pe care nu-l merit de cuvântul Domnului. Schimbarea la față cred că își are însemnătatea și materială și imaterială a acestei sărbători. Este, cred că, un îndemn prin care Dumnezeu încearcă să ne amintească că în fiecare zi este timpul să ne schimbăm, să ne schimbăm în bine. Iar firea sa dumnezeiască pe care și-a arătat-o apostolilor pentru a-i întări în credință, este un moment de răscruce pe care îl trăim și noi astăzi. Și cei care vom continua să ne ducem viața duhovnicească și în aceste condiții grele, înseamnă că ne încredem în schimbarea la față pe care Dumnezeu ne-a arătat-o la începutul credinței sale pe pământ. A trecut un an aproape greu de acceptat cât de repede a trecut, dar așa e viața, se scurge mai devreme decât credem noi. M-am gândit în calitate de primar creștin, apropiat de credința sa strămoșească, să aduc un cuvânt de mulțumire, de nădejde și de întărire pentru preasfințitul Iosif la împlinirea unui an de muncă, să-i mulțumesc personal în numele comunității Ieșene,
și a credincioșilor catolice a acestei comunități, pentru munca adusă zi cu zi, de întărire în dreapta credință, dar nu numai, și în morala creștină, cea de care avem tot mai multă nevoie în această perioadă grea. Primiți, preasfințite, un mic omagiu din partea comunității Ieșeni, cu ocazia acestui moment frumos, fericit, să dea bunul Dumnezeu să vă întrețină sănătos mulți ani de acum încolo, să puteți ține dieceza acolo unde este locul de pe urma sfinților pe care îi moștenim. Mulțumesc foarte mult! Sfințitul Gherghel, părintele care m-a făcut să mă apropii cu dragoste de această Sfântă Biserică și cărei sunt recunoscător. Așa cum v-am spus la începutul Sfintei Liturghii, acum la sfârșit, înainte de binecuvântare, tot în cadrul anunțurilor, îl rog pe părintele Adrian Blăjuță, care este director al oficiului mass media al episcopiei noastre, să ne explice în câteva cuvinte asociația înființată recent Presa Bună și câteva cuvinte despre deschiderea librăriei pe care de mult așteptam să fie deschisă, librăria cu același nume Presa Bună. Părintele. Sfințiile voastre, domnule ministru, domnule primar, sfințiile voastre, confrați preoți, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, cei care cu drag știu că ne urmăriți și prin intermediul comunicațiilor sociale, bineînțeles, în mod special și dumneavoastră celor care vă aflați în catedrala noastră în aceste timpuri grele. Vreau să mă îndrept mai întâi către preasfințitul nostru Iosif Păuleț și să transmit mesajele, sau să mă fac vocea miilor de persoane care, prin mijloacele noastre de comunicare, au transmis felicitările și urarea de la mulți ani și să ne păstoriți cât mai bine și cât mai frumos mulți ani de acum înainte la ceas aniversar, la primul aniversar. Și trec acum, sper să nu mă lungesc prea mult, vreau să vă prezint pe scurt Asociația Presa Bună, nou înființată, care are ca scop coordonarea, gestionarea cât mai bună și dezvoltarea mijloacelor de comunicare ale Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Fiind înființată la 15 iulie 2020, acum câteva zile, Asociația Presa Bună dorește să ducă mai departe eforturile făcute în dieceza de Iași pentru răspândirea peștii cele bune prin toate mijloacele de comunicare. O astfel de asociație a mai fost înființată în dieceza de Iași în anul 1926 de către neobositul Monsignor Anton Gabor, personalitatea care și-a legat cel mai mult numele în prima jumătate a secolului al XX-lea de apariția și dezvoltarea presei catolice din dieceza de Iași și nu numai. Prin actul constitutiv al Institutului Presa Bună din Iași, un regulament care de funcționare cu 10 articole, se preciza clar scopul Institutului Presa Bună, editarea și răspândirea scrierilor bune cu conținut atât religios cât și profan. Un alt mare promotor a fost, în acele timpuri, episcopul Mihai Robu. În acele timpuri, printre propunerile acestui institut, a fost și deschiderea unei librării. Asociația Presa Bună vrea să ducă mai departe acest deziderat, alăturând scrierilor bune și răspândirea veștii cele bune și prin mijloacele audio-video. După anii Revoluției, în mod special, părintele Cornel Cadar, de pioasă amintire, a fost cel care, fără să-și dea odihnă, a lucrat pentru răspândirea Evangheliei prin toate mijloacele de comunicare, punând bazele a ceea ce avem acum în dieceză în ceea ce privește mijloacele de comunicare. Asociația Presa Bună vrea să ducă, spuneam, mai departe această dorință, în special prin editura Presa Bună, site-ul oficial al diecezei de Iași, www.ercis.ro, pagina Facebook și canalul YouTube ale Episcopiei,
prin publicațiile Lumina Creștinului, Iisus Prietenul Copiilor și De la Răsărit până la Apus. Deoarece ne-am dat seama de importanța transmisiunilor audio-video pentru credincioși, s-a simțit nevoia de a face un pas mai departe în direcția realizării unui radio diecezan, la care lucrăm în această perioadă și sperăm să apară cât mai curând și să dezvoltăm transmisiunile video, dar și realizarea altor materiale audio-video. Acestea se vor realiza prin departamentul Ercis Media. Pentru aceasta s-a mărit echipa de la Presa Bună, fiind acum 12 angajați cu toată inima în această misiune. Toate acestea au fost și sunt posibile datorită păstorilor noștri, Preasfințitul Iosif Păuleț, Preasfințitul Petru Gherghel, dar și datorită înalt Preasfințitului Aurel Percă. Vă mulțumim pentru încrederea, apropierea și stimularea pe care ni le oferiți în realizarea acestor deziderate. Totodată am descoperit așa de multe persoane care ne-au susținut și ne susțin în continuare. Să le număr acum mi-ar fi imposibil. Din Asociația Presa Bună, un departament care vrea să meargă mai departe și să-și redeschidă ușile cu o înfățișare nouă, schimbată la față, face acum parte și librăria Presa Bună, a cărei noi locații va fi binecuvântată și inaugurată peste câteva momente. Prin grija părintelui Cornel Cadar, librăria Presa Bună s-a deschis la 16 noiembrie 1994, în baza decretului episcopal de la 1 martie 1994. În decursul anilor au fost mai multe persoane care și-au adus aportul, au răspândit Presa Bună în această librărie și aș vrea să le amintesc: Amalia Bulai, Maria Zapodeanu, Veronica Bulai, Liliana Titirez, Gema Băcăuanu, Manuela Marian și Camelia Cuzuc și au contribuit, spuneam, la răspândirea Presei Bune în țară, mai ales prin serviciul Cartea prin Poștă. Camelia Cuzuc și Ina Ciutea vor continua să răspândească Presa Bună și obiecte de cult și devoționale în noul sediu al librăriei Presa Bună a Episcopiei Romano-Catolice de Iași, care va fi sfințit și inaugurat de Preasfințitul Iosif Păuleț, locație situată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 26, în apropierea Mănăstirii Trei Ierarhi. La librăria Presa Bună se comercializează obiecte de cult și devoționale care însoțesc pe credincioși în trăirea vieții de credință și au în vedere educația religioasă a credincioșilor din Iași și din dieceză. De asemenea, pot fi găsite și diferite suveniruri care să amintească de capitala Moldovei și de locurile sacre de aici. Un loc special îl ocupă cărțile religioase, care sunt de un real folos pentru hrana sufletească. Părinții Bisericii și Sfinții din zilele noastre au afirmat constant importanța lecturii spirituale în dezvoltarea și maturizarea vieții creștine. Sfântul Grigore cel Mare spunea: cărțile spirituale sunt asemenea unei oglinzi pe care Dumnezeu ne-o pune dinainte, pentru ca privindu-ne în ea să îndepărtăm greșelile și să ne îmbrăcăm cu toate virtuțile. La librărie pot fi procurate cărți de spiritualitate și de teologie din domenii diferite, apărute la editura Presa Bună și la celelalte edituri catolice, cum sunt editura Sapientia, editura Arhiepiscopiei de București, editura Serafica, editura Pauline sau editura Galaxia Gutenberg, cât și la alte edituri creștine din țară. Noul spațiu al librăriei a fost amenajat în așa fel încât să fie cât mai primitor și cu o ofertă cât mai diversificată de cărți, articole religioase și suveniruri. La amenajarea noului sediu au contribuit oameni și specialiști care cred că trebuie felicitați pentru munca lor. Pe unii dintre ei îi număr aici: Iulia Apostovanu, care s-a ocupat de concept și de design interior, domnul Ionel Andrici, care s-a ocupat de amenajarea spațiului, domnul Petru Mina, care a realizat instalațiile electrice, o echipă apoi care a lucrat cu atâta migală. Îl amintesc pe domnul meșter, artist în lemn, Cătălin Hădăr, care a realizat mobilierul, dar și alte persoane și firme care au colaborat la realizarea ceea ce veți descoperi în noua locație a librăriei Presa Bună. Vă așteptăm la librărie să o vizitați și să vă procurați cărți, articole religioase și suveniruri
care să vă ajute în trăirea cât mai frumoasă a vieții de credință. Vă mulțumesc! Părintele Adrian a vorbit cu viteză o leagă pentru că voia să termine, avea mult, cred că nici n-ai citit tot acolo. Eu am să spun mai rar și mai pe scurt, concluzionând, pornind de la cuvintele domnului primar, trăim vremuri grele, dar nu sunt singurile în istoria bisericii, a urbei noastre, în istoria omenirii. Au fost vremuri mult, mult mai grele. Cei care sunteți în vârstă puteți da mărturie. Cu puterea credinței însă vom depăși toate momentele grele din viața noastră. Mi-ar fi plăcut și mie, am început frumos primul an de slujire, dar a venit acest virus, această pandemie și a trebuit să înfrunt dificultățile, să modific mult din programul pastoral pe care îl aveam, să ne adaptăm la situațiile noi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest prim an de slujire. Mulțumesc tuturor colaboratorilor mei. Mulțumesc preasfințitului Petru, care acum un an aici în catedrală punea mâinile pe capul meu și m-a uns cu îndelemnul sfânt în ziua consacrării ca episcop. Și îi mulțumesc pentru toate rugăciunile și încurajările pe care le-am primit de-a lungul acestui an și mă încred mai departe în asistența în rugăciune din partea excelenței sale. Mulțumesc tuturor preoților, autorităților locale, dumneavoastră, iubiți credincioși, care ați fost alături de mine prin rugăciunile pe care nu mă îndoiesc că le-ați făcut. Și vreau să merg înainte cu puterea credinței, întotdeauna repetând, eu am capela în Palatul Episcopal chiar lângă camera în care stau și deseori îmi îndrept gândul și îl vizitez pe Iisus în taina Sfântului Altar, spunându-i, Doamne, Tu ești episcopul, eu sunt un instrument în mâinile Tale, ajută-mă! Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu rugăciunile dumneavoastră, sunt convins că vom depăși toate greutățile și vom merge curajoși înainte. Dumnezeu să fie preamărit! Îi felicit pe toți cei care alături de Părintele Adrian Blăjuță au pus umărul, el a anunțat o parte dintre colaboratori și cei care s-au implicat pentru a înființa Asociația Presa Bună și pentru a redeschide librăria cu același nume. Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea lor, lucrarea noastră a tuturor, cu Dumnezeu înainte. Îndată după binecuvântare, un picuț să mai zăboviți ca să continuăm cu o rugăciune în cinstea Maicii Domnului, pentru că toți ne pregătim în aceste zile pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, sărbătoare care înseamnă hramul principal al catedralei noastre romano-catolice din Iași, catedrala de alături, care este încă în reparație, și apoi va urma îndată și patroana acestei noi biserici de lângă catedrală, Sfânta Fecioară Maria Regină, cum vedeți în mozaicul splendid care se află deasupra altarului. Așadar, vă rog să vă ridicați acum pentru binecuvântare. După rugăciunea finală, noi preoții vom merge câțiva dintre noi să binecuvântăm noua librărie. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh.
slujirea s-a sfârșit, mergeți în pace. Rugăciune către Preacurata Fecioară Maria. Întreaga ta viață, o Preacurată Fecioară Marie, a fost un șir neîntrerupt de haruri, dar și o corespundere din ce în ce mai conștientă la har. Astfel tu, deși ai fost copleșită de har din prima clipă a vieții, ai progresat în virtute odată cu vârsta, până când ai ajuns la acea maturitate a credinței care nu-și mai găsește locul pe acest pământ. Mijlocește-ne, Preacurată Fecioară Maria, și nouă harul de a dori și a căuta cu toată sinceritatea înaintarea noastră sufletească. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Regină înălțată cu trupul și sufletul la cer, cu pruncul Iisus. În timp ce corul va cânta, mergem cu Preasfințitul și câțiva împreună cu autoritățile locale să binecuvântăm noua librărie.
Mersi. Nesfârșită și a cărui comoară de bunătate este nesecată, luminează neîncetat mințile oamenilor, ca ei să deschidă noi căi prin care să-și poată comunica mai ușor știri de orice fel. Dacă sunt folosite cum se cuvine, aceste descoperiri ale tehnicii oferă un sprijin puternic neamului omenesc, fiindcă ele contribuie mult, nu numai la a da un ajutor potrivit la nevoie, ci și în anumite situații la răspândirea și întărirea Împărăției Lui Dumnezeu. Ascultăm acum un fragment din Sfânta Evanghelie. În acel timp, Iisus înviat s-a arătat celor 11 ucenici, pe când stăteau la masă și le-a spus: mergeți în lumea întreagă, predicați Evanghelia la toată făptura. Cine va crede și va fi botezat, se va mântui, iar cine va refuza credința, va fi osândit. Acestea sunt semnele care îi vor însoți pe cei care cred. În numele meu vor arunca demoni, vor sorti din noi, chiar dacă vor bea o travă, nu le va dăuna. Își vor pune mâinile peste cei bolnavi și ei se vor vindeca. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Folosirea cu ușurință și corectă a mijloacelor de comunicare între oameni contribuie foarte mult la progresul familiei umane. De asemenea, acest lucru se potrivește cu planul lui Dumnezeu, care vrea ca oamenii să fie uniți în adevăr și libertate. Să preamărim așadar faptele minunate ale Domnului, spunându-i într-un singur glas: cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne! Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne! Binecuvântat ești, Doamne, înțelepciunea cea veșnică, Tu care luminezi mințile oamenilor și duci la îndeplinire cu binecuvântarea Ta planurile lor. Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne! Binecuvântat ești, Doamne, care ne atragi zi de zi să descoperim cele nevăzute prin cele văzute. Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne! Binecuvântat ești, Doamne, care dezvălui fără încetare celor ce te caută tainele atotputerniciei tale. Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne! Binecuvântat ești, Doamne, care îndemni pe oameni ca pătrunzând tainele firii să te descopere și să te laude cu toții pe tine, Creatorul ei. Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne! Binecuvântat ești, Doamne, care ai voit ca fiii tăi, risipiți din cauza păcatului, să fie adunați în Hristos ca să formeze o singură familie. Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne! Binecuvântat ești, Doamne, care vrei ca Evanghelia să fie vestită tuturor neamurilor, ca ele să te cunoască pe tine, adevăratul Dumnezeu, și pe acela pe care l-ai trimis, pe Iisus Hristos, Fiul tău, Domnul nostru. Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne! Și acum să ne rugăm împreună, așa cum ne-a învățat Domnul, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelilor noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
Să împlinească în mod minunat lucrarea Ta. Privește cu bunăvoință, Doamne, spre slujitorii Tăi, care se vor folosi de aceste mijloace dobândite cu iscusință, prin munca lor îndelungată. Fă ca ei să răspândească adevărul, să hrănească iubirea, să apere dreptatea, să împartă bucuria, să păstreze și să întărească între toți pacea pe care ne-a adus-o din ceruri, Domnul nostru, care împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu, Creatorul la toate, care săvârșește necontenit fapte minunate, să ne lumineze mințile, ca să-L cunoaștem mai bine și să lucrăm cu stăvință la sporirea adevărului și a păcii, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Acum voi da binecuvântare de aici, în biserică, am dat pentru cei participați la Sfânta Liturghie, înainte de a-i felicita pe toți cei, încă o dată, implicați în deschiderea acestui nou sediu și minunat, așa cum vedeți, să dea Bunul Dumnezeu ca să producă, într-adevăr, roade, pentru ca, într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu, prin aceste cărți sfinte, prin toate aceste medalii și obiecte de cult, credința omului Dumnezeu să fie statornică și să fie preamărit Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Vă mulțumesc tuturor și vă împart acum binecuvântarea. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Pe voi toți care sunteți de față, să vă binecuvânteze puternicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Celebrarea s-a încheiat, să mergem și să trăim în pace. Și în numele Tău voi ridica